Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. V-am cerut mesaje celor din diaspora care ne ascultați din toate colțurile lumii. V-am invitat să ne spuneți pentru ce v-ați întoarce în România, dacă v-ați întoarce. O mulțime de mesaje, o să începem să difuzăm din ele. O să puteți face, sau puteți face lucrul ăsta și astăzi. Ne puteți trimite în continuare mesaje la 0728 3132 pe WhatsApp. De ce v-ați întoarce în România dacă ați face-o? Mesaj audio, evident. Salut! Sunt Ciprian din Aalborg, Danemarca. Pentru ce m-aș întoarce în România? Mă întorc în România. La anul. În iunie. Și mă întorc pentru că de câte ori vine soția mea de la muncă, o întreabă, cea mică o întreabă, de unde e tati? Și m-am cam săturat de bani în buzunar și sufletul gol. Hai la mulți ani, România! Da. Mă rog, o să fie o experiență foarte diferită înapoi acasă, dar măcar vei fi aproape de familia asta, da? Cred că a început să poată câștiga bine și în România. Nu pentru toată lumea, dar cred că o să poți să găsești ceva bani și aici, folosindu-ți experiența pe care ai acumulat-o în vest, în Occident. Uite, acum îmi dau seama că ascultăm mesajele astea și suntem impresionați de ele și de ceea ce simt cei care ni le transmit, dar însă noi aici în studio nu o să putem simți niciodată ce simt oamenii ăștia care au plecat departe de țară ca să le fie mai bine și cum e dorul ăla de adevăratele, știi? Că una e să pleci în vacanță două săptămâni și să-ți fie dor de prieteni, de acasă, de, nu știu, de un gust, de un miros, de ceva, da. Și alta e să pleci ani de zile și să nu știi când și cum. Da, cred că este complicat, este îngrozitor de fapt să fii în această cumpănă, știi? Pleci afară că vrei să faci totul pentru copiii tăi, să le fie lor mai bine. Și descoperi că, de fapt, copiilor le este mai rău fără tine. Uh-huh. Știi? Și atunci ai cumpăna asta, ce Dumnezeului să faci. Ok, ținem pumnii. Să ne scrii, să ne suni după ce te întorci în România, te adaptezi înapoi, îți găsești un loc de muncă, ne spui cum e. Salutare, salutare! România este cel mai bun prieten al meu. Am crescut împreună, am făcut prostii împreună, dar în ultima perioadă cel mai bun prieten al meu s-a îmbolnăvit grav. S-a îmbolnăvit de corupție, s-a îmbolnăvit de nepotism, s-a îmbolnăvit de multe, multe boli pe care toată lumea le știe. Să nu credeți că eu mi-am abandonat prietenul de aici, din străinătate, trimit bani acasă, încerc să aplic lucrurile bune pe care le-am învățat aici în străinătate, stau la cos pentru a vota, fac propagandă pentru a merge lumea la vot, ceea ce pot să fac, fac de aici, de departe. Eu mă întorc în România atunci când prietenul meu dă semne de vindecare. Eu îi vreau binele și îmi este dor și mă gândesc mereu cu drag la România, la cel mai bun prieten al meu. Vă salut, Claudiu din Italia. Numai bine! Da, mulțumim, Claudiu, pentru mesaj. Acum, să știi, Claudiu, din punctul meu de vedere, ai și n-ai dreptate. România a fost, adică românii, noi, frate, am fost întotdeauna bolnavi și de corupție și de nepotism. Ăsta nu este un lucru care a apărut acum. Vine din istoria noastră, așa cum a fost. E rezultatul unui soi de adaptări la niște condiții potrivnice. Avem cumva sindromul supraviețuitorului. Ca să supraviețuiești, faci orice. Și ar trebui să înțelegem. Asta e primul lucru pe care trebuie să-l facem, e să acceptăm că avem noi ca societate problema asta și nu o să putem să depășim nici corupția, nici nepotismul, nici înapoierea dacă nu înțelegem ce trebuie să facem pentru asta. Iar, pe de altă parte, în mod paradoxal, România este, cel puțin din punct de vedere economic și civilizațional, în cel mai bun punct al existenței sale. PIB-ul este cel mai mare din istorie, salariul mediu nominal net este de 700 de euro, e adevărat, este în continuare foarte multă sărăcie, e adevărat, sunt orașe în care se câștigă bine și orașe în care sunt moarte, dar românii nu mai suferă de sărăcie așa cum suferau cu 30 de ani în urmă,
sau cu 80 de ani în urmă, sau să nu mai vorbim în urmă cu una, 200 de ani în urmă. Așa că, da, prietenul tău nu este în cea mai bună formă și cred că multe din problemele lui sunt provocate de clientela politică și de felul în care politicienii promovează în funcție, în loc să promoveze oameni competenți, promovează oameni care sunt obedienți. Dar în rest, lucrurile se schimbă cât de cât în bine. Mult mai încet decât ne-am dorit cu toții. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.